Eu, dragi elevi, sunt profesor Agena Ionescu și predau la Colegiul Național de Arte din Ulipati. Ne revedem astăzi pentru o nouă lecție, lecția despre cub. Vom începe prezentarea noastră cu obiectivele pe care ni le propunem și anume să reprezentăm prin desen cubul, să identificăm elementele caracteristice ale cubului, să realizăm desfășurarea plană a cubului și, desigur, să aplicăm aceste noțiuni într-o serie de exerciții. Cum desenăm un cub? Avem trei imagini în care este descrisă pas cu pas realizarea uh, corectă a desenului unui cub. Pentru început, ne propunem să realizăm două pătrate congruente, situate în plane verticale. Ulterior, ne propunem să unim vârfurile rămase ne. Unite și pentru a respecta convențiile de desen în spațiu, trebuie ca muchiile care nu se văd să fie realizate punctat, așa cum se poate observa în figura numărul 3. Ce este cubul? Cubul este o prismă dreaptă cu toate fețele pătrate. Avem cubul ABCD A B, C A'B'C'D'. Acesta are 8 vârfuri, reprezentate de punctele A, B, C, D, a prim, B prim, C prim D are 12 muchii congruente, AB congruent cu BC, congruent cu CD, congruent cu DA, congruent cu A prim, congruent cu BB, congruent cu C prim, congruent cu prim, congruent cu A prim congruent cu B prim prim, congruent cu C prim D congruent cu D A prim. Desigur, Cubul are șase fețe care sunt pătrate congruente. Cubul poate fi definit și ca un paralelipiped dreptunghic care are toate muchile uh, egale. Are patru diagonale. Dacă notăm cubul ABCD, A prim, B prim, C, C D putem pune în evidență diagonalele A prim C, D, B, D B' și C prim a. Aceste patru diagonale sunt congruente și concurente. De asemenea facem distinția între diagonala cubului și diagonala unei fețe a cubului așa cum se poate vedea în cea de-a doua figură. Diagonala unei fețe a cubului notată cu D mic, diagonala cubului notată cu D mare. În total sunt 12 diagonale ale fețelor cubului, întrucât sunt 6 fețe și în fiecare față se pot pune în evidență câte două diagonale. Desfășurarea plană a unui cub este formată din 6 pătrate congruente, așa cum puteți urmări în figură. În funcție de tehnica de desfășurare, cele șase suprafețe pătratice pot fi alăturate în configurații diferite, așa cum putem urmări în câteva tipuri de desfășurări ale cubului. Urmează o serie de aplicații ale noțiunilor despre cub. Numărul diagonalelor unui cub este egal cu variantele propuse. A. 12, B6, C4, D8. Desigur, răspunsul corect este C4 diagonale ale cubului. Să ne uh, numim A, C, AC, B și DB. Numărul total de diagonale ale fețelor cubului este egal cu A6. B12, C4, D8. Cum aminteam mai devreme, sunt în total 6 fețe într-un cub, fiecare față are două diagonale, așa încât în total vom avea răspunsul corect B12 diagonale. Urmăriți cele trei figuri și stabiliți care dintre cele trei cuburi este notat corect. Vrem ca figura desenată să fie denumită cubul Pitagora prim. Este important pentru a nota corect, să stabilim corespondența între literele bazelor, astfel încât literii P îi va corespunde litera G, literii I îi va corespunde corect litera O, litera T corespunde cu R și A cu A'. Cele două figuri care au o notare corectă sunt prima și a doua. Cea de-a treia figură este notată greșit, întrucât deși lui P îi corespunde G, lui I ar trebui să-i corespundă O, dar în notarea realizată lui I îi corespunde A prim. A treia notație nu a fost realizată corect. Știați că cubul Rubik este un joc de tip puzzle inventat în anul 1974 de sculptorul și profesorul de arhitectură Erno Rubik. Numit inițial cubul magic, se spune despre cubul rubic că este cea mai bine vândută jucărie din lume. Din câte cubulețe este format un cub rubic? Desigur, pentru a răspunde la această întrebare, nu este necesar să dezasamblăm cubul și să numărăm cubulețele. Putem găsi o metodă de numărare. De exemplu, observăm că pe bază, în cap, 3 ori 3. În total, 9 cuburi, iar pe verticală sunt 3 rânduri a câte 9 cuburi, adică 3 ori 3 ori 3, 27 de cubulețe. Suma tuturor lungimilor muchilor unui cub este egală cu 60 de centimetri. Aria unei fețe a cubului este egală cu variante de răspuns A 5 cm, B 20 de cm, C 25 de cm, D 25 de cm pătrați. Avem de calculat aria unei fețe a cubului. Așadar, dat fiind că fețele cubului sunt pătrate, pentru calculul ariei unui pătrat, folosim formula aria egal cu latura la a doua. Așadar, trebuie să determinăm cât este lungimea muchiei unui cub. Având suma lungimilor tuturor muchilor, iar acestea fiind de aceeași lungime, putem determina lungimea unei singure muchii prin împărțire la 12. 60 împărțit la 12 egal 5 cm. Revenim în formula ariei. Aria egal cu latură la a doua, egal cu 5 la a doua, egal cu 25 de centimetri pătrați. Răspunsul corect este D. Desigur, este și singurul răspuns în care se respectă unitatea de măsură pentru suprafețe, adică centimetri pătrați. Fie cubul ABCD, A prim, B prim, C prim, D prim. Triunghiul D prim, AC este dreptunghic, echilateral, oarecare sau dreptunghic isoscel. Pentru a determina natura acestui triunghi, va trebui să investigăm ce putem observa despre laturile acestuia. D'A, D'C și AC sunt diagonale ale fețelor cubului. Întrucât fețele cubului sunt pătrate congruente și diagonalele acestora vor fi congruente, Așadar, segmentele de prima, de prim C și AC sunt congruente, lucru care ne uh, conduce la concluzia că triunghiul de prim AC este un triunghi echilateral. Răspunsul corect fiind B. Desfășurarea plană a unui cub are aria de 144 cm pătrați calculați suma lungimilor diagonalelor fețelor cubului. Desfășurarea plană este formată din 6 pătrate congruente, întrucât, cunoaștem aria întregii desfășurări plane, putem determina prima dată cât este suprafața unui singur pătrat fiind 6 fețe, 6 ori L pătrat egal 144, prin împărțire la 6 obținem că latura la a doua e egal cu 24. Întrucât latura este un număr real strict pozitiv, determinăm că latura este radical din 24, prin descompunere și scoaterea factorului de sub radical obținem că latura este 2 radical din 6 cm avem de determinat suma lungimilor diagonalelor. Fiecare diagonală poate fi determinată prin formula diagonală egal latură radical din 2. Fac o mică paranteză în cazul în care nu ați reținut corect această formulă, care este de fapt o scurtătură, putem aplica Alegând oricare din pătratele respective prin teorema lui Pitagora, lungimea diagonalei. Revenind, înlocuim numeric latura cu 2 radical din 6, ce am obținut mai devreme. 2 radical din 6 este latura, ori radical din 2 din formulă. Radicalii se înmulțesc și obținem 2 radical din 12. Prin descompunerea lui 12 în 2 radical din 3, rezultatul obținut este. 4 radical din 3. Însă, pentru a finaliza problema, trebuie să aflăm suma lungimilor tuturor diagonalelor. Sunt 12 diagonale. 12 ori 4 radical din 3 obținem 48 radical din 3, calculul. Fie cubul ABCD, EFGH și O, punctul de intersecție al diagonalelor sale. Câte piramide 4 cu vârful în O? și bază o față a cubului, se pot identifica. Răspunsul este 6 piramide, întrucât putem observa O, A, B, C, D, una dintre piramide, O și baza EFGH, G, H, O, B, C, G, F, O, A, D, H, e, O, E, F, B, a și O, H, G, C, Printre dreptele determinate de vârfurile cubului ABCD, a prim B prim C prim D prim, identificați o pereche de drepte paralele, o pereche de drepte concurente în punctul C, o pereche de drepte necoplanare. Avem doar câteva exemple propuse. Desigur, provocarea pentru voi este să gândiți și alte variante de răspuns corecte. O pereche de drepte paralele AB și D'C', o pereche de uh, drepte concurente în punctul C, CC' C C și CB și o pereche de drepte necoplanare AD și D'B'. În figura alăturată este reprezentată desfășurarea unui cub cu muchia de 8 cm. Aflați lungimea traseului marcat în desen cu roșu AB. Pentru a calcula Lungimea acestui traseu putem să punem în evidență diagonalele cubului: centrele O1, O2, O3, O4, O5, O6. Astfel încât linia frântă deschisă AB este formată din mai multe segmente. Segmentul O1, O2 reprezintă două jumătăți de diagonală. Diagonală pe 2 plus diagonală pe 2. Segmentul O2, O3 este format din două apoteme, latură pe 2 plus latură pe 2. Segmentul O3, O4 este format de asemenea din o sumă de două apoteme. Segmentul O4, O5 este sumă de două jumătăți de diagonală, iar segmentul O5, O6 este iarăși sumă de două apoteme. Întrucât adunarea este o operație asociativă, putem calcula suma celor patru jumătăți de diagonală, care ne dă două diagonale. Am reținut formula de calcul pentru diagonală latură radical din 2, și cele șase jumătăți de laturi ne dau în total trei ori latura. Prin înlocuirea numerică se obține 3 ori 8 radical din 2 plus 3 ori 8. Pentru o eleganță a scrierii observând că 8 este factor comun, putem să uh, prezentăm rezultatul ca 8 pe lângă 2 radical din 2 plus 3 cm. În cubul ABCD, a prim B prim C, C D triunghiul A. B CD prim are perimetrul de 18 cm. O să îl figurez. Calculați area lui ABCD și perimetrul lui AD de prim, A prim. Ca soluție, triunghiul ACD prim am reținut într-o problemă anterioară că este un triunghi echilateral, întrucât laturile sale sunt diagonale ale fețelor cubului. Așadar, pentru că perimetrul acestui triunghi ne este dat, este cunoscut pe de o parte și pe de altă parte, știm că perimetrul unui triunghi echilateral se calculează cu formula 3 ori latura, putem egala cele două relații și avem 3 ori latura egal cu 18. Așadar, latura acestui triunghi este de 6 cm. Să spunem că latura e reprezentată în DAC sau D prima sau D'C. Prim Asta nu înseamnă că am aflat munchia cubului. Deci latura AC egal cu 6 cm. Întrucât ABCD este pătrat și aria pătratului o determinăm cu formula latura la a doua, area lui ABCD să spunem că este de pătrat pentru determinarea laturii AD vom folosi acum relația care se stabilește între diagonala pătratului și latura sa. AC egal cu AD ori radical din 2, AC pe de altă parte am obținut că este 6 cm. Egalând obținem AD ori radical din 2 egal 6, AD egal cu 6 supra radical din 2, operăm o raționalizare, 6 radical din 2 supra 2 și în urma simplificării se obține 3 radical din 2 cm. Așadar, revenind la calculul ariei, ABCD egal cu A AD pătrat, adică 3 radical din 2 la pătrat, 9 ori 2 egal cu 18 cm pătrați. Există și varianta de a determina aria pătratului, știind diagonala sa, prin formula diagonală la pătrat supra 2, întrucât pătratul este un patulater ortodiagonal, diagonala o cunoșteam era 6, 6 la a doua supra 2, 18 cm. Pătrați. Am preferat însă să aflăm latura AD a pătratului, întrucât la punctul B ni se cere să determinăm perimetrul patrulaterului AD de prima prim, care desigur este pătrat, și oricum aveam nevoie de calculul lungimii laturii AD. Așadar, perimetrul AD de prima prim este 4 ori AD. 4 ori 3 radical din 2, care înseamnă 12 radical din 2 cm. Se consideră cubul furnicat. O furnică pornește din vârful F și ajunge în vârful I, traversând toate fețele laterale ale cubului. Știind că lungimea muchiei cubului este de 10 cm, determinați lungimea celui mai scurt drum parcurs de furnică în aceste condiții. Ceea ce ne interesează în acest moment este metoda de rezolvare. Întrucât ni se cere să determinăm drumul cel mai scurt sau drumul minim între două puncte, situate pe o suprafață desfășurabilă, ne vom folosi în rezolvare de desfășurarea plană a suprafeței laterale a cubului. Dacă nu am fi avut condiția din problemă să traversăm toate fețele laterale, desigur că drumul cel mai scurt ar fi fost lungimea muchiei FI. Însă furnica trebuie să parcurgă toate fețele laterale ale cubului. Vom alege o astfel o desfășurare convenabilă a cubului, astfel încât să putem pune în evidență traseul. În desfășurarea pe care am realizat-o, am renotat punctele F și I cu F1 și I1, întrucât muchia FI și F1I1 s-ar suprapune în momentul înfășurării uh, cubului. Distanța minimă astfel între două puncte este egală cu lungimea segmentului FI1 pe care o putem determina prin aplicarea teoremei lui Pitagora în triunghiul FI1 F1 cu măsura unghiului F1 de 90 de grade. FF1 are lungimea de 10 ori 4, 40 de centimetri, și astfel, prin aplicarea teoremei lui Pitagora, Fi1 pătrat egal cu 40 la a doua plus 10 la a doua, în total 1700. Fi1, prin extragerea radicalului și considerarea soluției pozitive, 10 radical din 17 cm. Ionel oferă un cadou într-o cutie în formă de cub ABCD, prim cu AB egal 30 cm, reprezentat în figura alăturată. Arată că o hârtie de ambalat cadouri în formă de dreptunghi cu lungimea de 1 metru și lățimea 50 de cm, nu este suficientă pentru ambalarea cadoului oferit de Ionel. Această problemă este selectată din testul model pentru evaluarea națională din anul 2021. Pentru a răspunde la întrebarea problemei, vom compara suprafața de ambalat cu suprafața ambalajului. Suprafața de ambalat reprezintă suma ariilor fețelor cubului. Sunt 6 fețe, 6 ori aria lui ABCD, înseamnă 6 ori AB pătrat, 6 ori 30 la pătrat, 6 ori 900, egal 5400 de centimetri pătrați. Suprafața ambalajului este de fapt suprafața hârtiei în formă de dreptunghi. Pentru calculul ariei unui dreptunghi vom folosi formula lungime ori lățime. Facem și transformarea întrucât lungimea este un metru, reprezintă 100 de centimetri, 100 ori 50, egal 5.000 de centimetri pătrați. Deoarece suprafața ambalajului este mai mică decât suprafața de ambalat, obținem că nu este într-adevăr suficientă hârtia pe care o avem la dispoziție. Vă propun spre exersare o temă, este destul de simplu. Desenați un cub ABCDEFGH și numiți 3 munchii concurente în punctul H, 4 puncte necoplanare, două plane paralele, diagonalele cubului. Se consideră cubul algebric cu muchia AL egal 2 cm. Aveți de calculat aria lui ALRB, aria și perimetrul triunghiului BIL și dacă din punctul A pleacă o furnică și se plimbă pe toate fețele laterale ale cubului, până a ajunge în punctul B, care este drumul cel mai scurt pe care îl poate parcurge furnica. Vă doresc succes în realizarea temei și multă sănătate! <fie> O ecuația a savantului Albert Einstein sună așa. Dacă A reprezintă succesul în viață, atunci A este egal cu X plus Y plus Z, în care X reprezintă munca, Y reprezintă joaca, iar Z să știți să sigura. -ți Acestea au fost lecțiile dimineții de astăzi, dragi prieteni. Ne revedem și mâine de la ora 9 fix. Până atunci, găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii suporturile de curs și temele propuse. Nu uitați că rezolvările se discută în lecțiile viitoare așa că făceți-vă temele. Cursurile se pot revedea și online, ori de câte ori aveți nevoie, pentru că sunt disponibile pe canalul de YouTube al TVR, dar și pe site-ul tvr.ro. Să ne revedem cu bine!